Este ultima zi de școală pentru absolvenții de gimnaziu. Azi, elevii claselor a 8-a intră în vacanță. Pentru ceilalți elevi, cursurile semestrului al doilea al anului 2021-2022 se vor încheia pe 10 iunie. Pe 14 iunie, absolvenții de gimnaziu vor susține proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, iar pe 16 iunie proba scrisă la matematică. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iunie. Militarii americani de la baza NATO de Veselu se implică alături de studenții de la Centrul de Resurse și Angajament Ford al Universității din Craiova și Primăria Craiova în crearea unui traseu de aventură în Parcul Tineretului din Craiova. Aventura Park va fi amenajat pe o suprafață de aproximativ 3 hectare și va avea 5 trasee, unele de cățărat, altele cu tiroliene și cu paintball. Absolvenții de liceu intră de luni 6 iunie în febra examenelor. Bacalaureatul începe cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele scrise debutează pe 20 iunie. Afișarea rezultatelor finale se va face pe 1 iulie. Elevii care au luat premii la olimpiadele și la concursurile interne și internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot să solicite echivalarea cu probele scrise de la bacalaureat, iar ei vor primi nota 10 pentru proba respectivă. Persoanele cu acte expirate în starea de alertă trebuie să le preschimbe până luni 6 iunie. Folosirea în continuare a documentelor expirate în perioada în care s-a aplicat starea de alertă a fost posibilă și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Starea de alertă s-a încheiat pe 8 martie. Cu un bilet care costă 18,50 lei, aseară a fost câștigat marele premiu la Loto 6 din 49, în valoare de peste 1,71 milioane de euro. Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul de categoria 1, în valoare în lei de 8.496.320. Acesta este al doilea câștig de categoria 1 obținut în acest an la Loto 6 din 49.